Bună ziua, dragi telespectatori, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Sunt Vanda Sărițanu și, așa cum v-am obișnuit, în fiecare săptămână abordăm un nou subiect medical și mai ales discutăm despre îngrijirea dentară. O avem astăzi alături de noi pe doamna dr. Cristina Obreja, medic stomatolog și fondatoarea clinicii Life Dental Spa. Bună ziua, doamna doctor, e din nou o mare bucurie să vă avem alături de noi. Bun găsit! Am discutat în emisiunile anterioare, pe care, nu știu, ne dorim cu mare interes să ne fi urmărit telespectatorii, despre tot ce a însemnat coroană, implanturi, însă nu am atins niciodată subiectul de fațetă dentară. Ce este o fațetă dentară? Pentru că toată lumea, nu știu, în ultimul timp a început să discute despre acest subiect. Da, este adevărat că odată ce au crescut destul de multe exigențele estetice ale pacienților, au început să fie cerute și anumite servicii stomatologice mai mult decât altele, iar partea aceasta de fațete este una dintre ele, alături de albirea dentară, de exemplu. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni își doresc un zâmbet alb, un zâmbet care arată foarte bine, chiar aș putea spune că din anumite puncte de vedere, cred că s-a ajuns într-o zonă care nu arată neapărat natural, dacă e să fiu sinceră și să mă întrebați pe mine. Da, nu o singură dată am observat acea culoare de un alb intens la diversi oameni din jur sau în fotografii cel mai des mi se pare acest aspect. Da, albul acela foarte intens nu este un alb obținut printr-o albire dentară, ci de obicei sunt niște fațete. Și acum cumva există un trend legat de fațete, este vorba despre aceste fațete extrem de albe, albul acela opac, intens. N-aș putea spune că eu sunt un mare fan al acestor fațete și nici că le recomand în mod deosebit, pentru că cumva este mai mult moda care vine din SUA. Acolo este acest trend, acolo oamenii vor să aibă acești dinți foarte, foarte albi. Este cumva un semn al oamenilor înstăriți. Dacă ești un om înstărit și dacă din punct de vedere financiar depășești limita medie, înseamnă că trebuie neapărat să spui și acele fațete. Dacă nu ai acele fațete, înseamnă că... N-ai suficienți bani, da. Da, exact. Bună. Exact, exact. Deci a ajuns cumva să fie un gen de simbol nu numai al frumuseții și esteticii, ci cumva și al abundenței financiare. Uneori e o diferență între aspectul tenului, asta am observat cel mai des, adică nu li se potrivește tuturor. Sunt unora pe care se așează foarte bine, dar în schimb la alții par atât de artificiale, exact cum ați spus și dumneavoastră. Da, e o chestiune de gust aici, într-adevăr, pentru că, de exemplu, în zona europeană, preferințele se duc mai mult în partea de natural. Adică și aici oamenii își doresc un zâmbet alb, dar cumva un zâmbet alb natural. Iar fațetele îmbracă nuanțele dinților natural și forma dinților natural și cumva acea repartizare coloristică a dinților natural. Pentru că dacă ne uităm la un dinte natural, așa cum arată el, o să vedem că el este mai închis la culoare, la nivel de smalț, acolo unde este gingia, și pe măsură ce înaintăm înspre zona, înspre marginea liberă a dintelui, adică înspre marginea incizală, o să vedem că dintele se deschide la culoare. Da? Chiar în marginea incizală, acolo unde mușcăm efectiv cu dinții, este o zonă transparentă. Așa deci, dintele natural are mai multe nuanțe repartizate pe suprafața smalțului și atunci când se realizează o fațetă, pentru a arăta natural, trebuie ca acea fațetă să reproducă nu numai forma și textura dintelui, dar și această distribuție coloristică de pe suprafața smalțului. Acele fațete la modă, să zicem așa, sunt niște fațete care nu respectă această distribuție a nuanțelor pe suprafață. Este acolo, este un alb opac de sus până jos, din stânga spre dreapta. Este o culoare perfect uniformă și nu are legătură cu anatomia dinților, ci are legătură cu
cu, nu știu să zic, ce să zic, cu moda, da? Cel mai corect, așa a spus. Însă fațetele, la origine, ele au un rol foarte important la pacienții care au într-adevăr nevoie de ele. Pentru că dacă ai niște dinți cu o culoare închisă, de exemplu, și nu reușești să-i albești, ți-ai dori o culoare mai deschisă și faci niște albiri dentare, treci printr-un proces din ăsta de albiri dentare și nu obții rezultatul pe care ți-l dorești, atunci una dintre soluții ar fi să-i mai deschizi din nuanță purtând aceste fațete, da? Deci, practic, lipind pe dinți aceste fațete. De asemenea, ele sunt recomandate pacienților care au niște dinți ciobiți, fisurați, fracturați, care au multe plombe și care, din mai multe puncte de vedere, nu arată foarte estetic. Însă, ele nu sunt recomandate pe dinți extrem de deteriorați. Dacă dintele este foarte deteriorat, atunci îi pui o coroană, nu îi pui o fațetă. Cu fațeta îmbraci doar acea față a dintelui care se vede atunci când zâmbești, deci numai porțiunea dinspre exterior a dintelui. Cu coroana învelești dintele în împrejurul său. Exact, de jurul împrejurul dintelui și rolul coroanei este să refacă morfologia și funcționalitatea unui dinte care este distrus. Da? Deci nu mai ai pe acolo decât un perete, doi și ăia destul de slăbiți și atunci tu trebuie să refaci rezistența dintelui, dar și morfologia lui și îmbraci cu o coroană. Iar fațeta ar fi, să zicem așa, cam jumătate dintr-o coroană, da? Pentru că se adresează doar suprafeței care se vede atunci când zâmbești. Și, în principiu, o fațetă cam asta corectează. Corectează nuanța, corectează defectele de suprafață. Uneori poate să corecteze și poziția unui dinte, asta în cazul în care poziția respectivă nu este foarte, foarte complicat de compensat dintr-o fațetă, pentru că uneori dinții sunt așa de tare înghesuiți sau așezați atât de diferit față de ce e fiziologic normal, încât numai cu un aparat ortodontic poți să-i redresezi. Dar uneori o mică rotație, să zic, a dintelui poate fi compensată printr-o fațetă dentară, însă ceea ce trebuie să reținem este că fațetele dentare în general necesită șlefuirea dintelui, adică suprafața aceea pe care se lipesc fațetele trebuie șlefuită, adică se ia din dinte, în principiu cam 0,5-1 mm de smalț, depinde de ce tip de fațetă se folosește și se realizează și trebuie să reținem că există acest sacrificiu dentar la care supunem dintele și de aceea o astfel de abordare trebuie să fie foarte justificată, cel puțin din punctul meu de vedere. Adică eu dacă aș avea niște dinți sănătoși și frumoși, doar ca să, nu știu, să fie mai albi sau ca să, nu știu, să fiu la modă, nu știu dacă mi-aș dori neapărat să mi șlefuiesc și să-mi pun acele fațete. În schimb, dacă aș avea niște ciupituri, fisuri, plombe multe, discromii foarte mari, malpoziții dentare, niște poziții mai ciudate ale dinților, atunci da, aș merge pe o astfel de abordare și acesta este genul de patologie pentru care eu recomand pacienților mei fațetele. E, acum, bineînțeles, este și o chestiune de gust. Fiecare alege până la urmă cum vrea să arate zâmbetul lui și nu judec pe nimeni dacă își dorește genul acela de zâmbet hollywoodian. Este o alegere personală, însă eu aș merge pe fațete mai naturale care să imite textura și coloristica dinților natural, iar zâmbetul poate fi cu adevărat perfect așa din punctul meu de vedere, pentru că într-adevăr fațetele arată superb. Ele se realizează din porțelan, din ceramică și ceramica este imită foarte, foarte frumos și translucititatea dintelui și textura lui și nuanțele lui. Deci se pot obține niște rezultate absolut fantastice, o transformare din asta majoră a imaginii persoanei, practic. Și, bineînțeles, odată cu asta vine și o transformare la partea de stimă de sine, de siguranță de sine, zâmbești mulțumit de ceea ce văd cei din jurul tău, deci ești, cumva te simți foarte bine cu tine
Și din acest motiv eu recomand fațetele celor care au nevoie de ele, fiindcă într-adevăr pot face o transformare din aceasta și la nivel psihologic destul de mare. Și un zâmbet frumos chiar îți poate schimba viața din multe puncte de vedere. Și viața în societate și modul în care te deschizi față de ceilalți. Fiindcă dacă zâmbești, ai complexe legate de zâmbet, vei avea tendința să fii mai închis în tine, o să ții mâna la gură când zâmbești sau când vorbești, o să te ferești să te exprimi așa din tot sufletul. O să fii tot timpul temător că cineva o să vadă că, nu știu, ai un dinte care nu stă cum trebuie sau că ai probleme dentare. Și asta îți poate afecta și viața în societate și viața personală. Așa clar. E. Voiam să vă întreb cam cât durează să montezi aceste fațete. Bănui că se dă o comandă, se iau niște măsuri, nu sunt standardizate. Da, fațetele de porțelan despre care vă vorbesc sunt fațetele care presupun o șlefuire a dinților și se realizează în cabinet de către medicul stomatolog. Practic, șlefuirea o realizează medicul stomatolog, amprentarea la fel, iar fațetele sunt realizate în laborator, din ceramică presată de obicei. Și apoi medicul le cimentează pe suprafețele dinților în cabinet. Ca și, să zicem, timp de lucru, ca și număr de ședințe, teoretic ar trebui să existe o ședință în care se face șlefuirea și amprentarea și se realizează niște fațete provizorii, că nu poți să trimiți pacientul acasă cu dinții șlefuiți și fără ceva provizoriu. Și apoi încă o ședință în care vin deja fațetele, sunt adaptate, sunt cimentate și pacientul pleacă fericit. Deci, teoretic, în cele mai bune condiții, în două ședințe ar trebui ca lucrurile să fie definitivate, probabil cu un interval de câteva zile între ele. Dar, fiind o chestiune de estetică, uneori pacientul vrea să-și aducă aportul, să-și pună amprenta pe fațete și mai cere să fie mai lungi, mai scurte, dinții mai albi, mai închiși la culoare și încep niște modificări pe fațete până când pacientul obține ceea ce își dorește cu adevărat. Și mai există, bineînțeles, și varianta de smile design. Sunt niște programe pe calculator, niște softuri speciale în care se pot face niște simulări ale zâmbetului pacientului. Și în funcție de acele simulări se transmite laboratorului forma, nuanța și toate reperele de care are nevoie ca să fie realizate acele fațete, exact așa cum și le-a dorit pacientul și s-a stabilit împreună cu el. De asemenea, mai există și niște variante, se numesc mock-up. De fapt, sunt un fel de fațete din ceară, da? Dar care imită forma pe care și-o dorește pacientul și cumva în acele fațete de ceară se lucrează forma, dimensiunile și apoi ele sunt trimise la laborator pentru a fi transformate în fațetele definitive. Deci cumva există o probă, să zicem așa, astfel încât rezultatul să nu fie o surpriză pentru pacient, una neplăcută, așa. Ci să fie niște fațete exact așa cum și le-a dorit, și ca mărime, și ca formă, și ca culoare. Asta e un lucru important. Noi în clinicile Live Dental Spa ținem foarte mult cont de părerea pacientului, pentru că de multe ori mulți medici au tendința să facă lucrările după gustul lor, știți, care nu întotdeauna se potrivește cu gustul pacientului. Exact. Da, am avut odată o situație în care o pacientă și-a realizat la noi o lucrare dentară mai amplă, care implica și mandibula și maxilarul, și la final, efectiv, plângea de fericire. Am crezut că plângea de supărare. De supărare, nu, plângea Perfect. De fericire, că mi-a spus că și-a refăcut lucrarea respectivă la mai multe clinici înainte și că la noi este pentru prima oară când are dinții exact așa cum și-i dorește ea. Pentru că până atunci tot timpul dinții au fost făcuți după gustul medicului care i-a făcut preparația și a făcut tratamentul. Și în sfârșit erau dinții așa cum și-i dorea ea. Și într-adevăr dinții așa cum și-i dorea ea erau niște dinți foarte intens albi opaci,
care nici nouă nu ne plăcea în mod deosebit. Dar dacă pacienta asta și-a dorit, până la urmă s-a realizat ce și-a dorit ea. Și atâta timp cât ea a fost fericită și noi am fost mulțumiți și fericiți că până la urmă pacientul pleacă cu dinții respective în gură, nu noi, nu? Așa e. Și dacă respectă actul medical și nu trecem de latura cealaltă, mi se pare corect să ascultăm de, nu știu, de părerea pacientului. Da, e vorba despre, pur și simplu, avea niște exigențe estetice anume, nu era, nu intra cumva pe zona de act medical, ci pur și simplu pe partea de estetică. Exact. Doamna doctor, care este durata de viață a fațetelor? Pentru că, ok, să spunem că ajungem în punctul în care ni le dorim, însă cât de mult ne țin? Sunt pentru toată viața, eu cel puțin așa m-aș gândi, dar așteptăm părerea dumneavoastră. Da, pe mine, sincer să fiu, pe mine mă distrează întrebarea asta când mă mai întreabă pacienții, sunt pentru toată viața? Sau îmi puteți garanta pentru toată viața, nu știu, o coroană sau o fațetă? Și eu câteodată mai glumesc și le spun, da, dar depinde cât v-ați plănuit să trăiți, știți? Bună! Da. Pentru că fațetele în sine au nevoie de o grijă specială. Pe lângă faptul că trebuie să le igienizezi corect, să folosești un duș bucal, să nu sari peste periaje, să mergi la consultații și la detartraje la timp, odată la 6 luni. Bine, asta oricum trebuie să le faci în mod uzual. Toată lumea trebuie să facă consultația și detartrajul la 6 luni. Dar dacă ai fațete, chiar nu trebuie să sari peste, peste această igienizare profesională, pentru că e posibil ca ele să rețină mai multă placă bacteriană decât dinții naturali. Da? Și acele trebuie curățate, îngrijite, nu poți să le lași neîngrijite pentru că asta se va întoarce împotriva ta. Dacă ai grijă de ele, într-adevăr, ele pot fi menținute acolo în timp, nu știe nimeni să spune exact cât, dar 10 ani cu siguranță dacă ai grijă de ele. Acum, dacă o să spargi semințe cu ele sau o să desfaci capace de bere, probabil o să le spargi la prima abatere, ca să zic așa. Deci, depinde foarte mult cât de bine ai grijă de ele, cât de corect ai grijă de ele. Pentru că dacă porți fațete, nu mai poți să faci chiar aceleași lucruri pe care le făceai cu dinții naturali. E mai bine să tai mărul și să mesteci mai mult pe laterale, e bine să le protejezi, nu mai este același lucru. Orice am face noi din punct de vedere stomatologic este foarte bun și foarte frumos, dar nu este ceva natural, da? Și atunci trebuie să te comporți cu ele cu mai multă grijă, ca și în cazul implanturilor dentare, al coroanelor și așa mai departe. E o realitate de care trebuie să ținem cont. Este mai diferit, nu știu, fațeta pe o coroană dentară comparativ cu fațeta dentară pusă pe dintele pacientului? Se comportă diferit în timp? Deci există varianta în care fațetele despre care vorbim noi se aplică pe dinții naturali. Coroanele dentare sunt ori fațete, ori coroane, dar într-adevăr, ceea ce spui tu are o bază reală, pentru că pot exista, de exemplu, coroane realizate din metal și care să aibă doar o fațetă din ceramic, de exemplu. Da? Și acea fațetă să se vadă frumos în exterior, iar restul dintelui să fie metalic pe restul coroanei. Da? Deci, practic, să învelească dintele cu coroană metalică și doar fațeta care se vede să fie din ceramic. Acum, din punct de vedere estetic, o astfel de reconstrucție cu metal, chiar dacă are o fațetă din ceramică, nu este extraordinară. Adică eu n-aș recomanda așa ceva și, în general, oricum, în clinicile noastre noi nu recomandăm reconstrucțiile din metal. Și atunci aș merge fie pe fațetă direct pe dintele natural, fie pe o coroană integrală din ceramică sau integrală din zircon, da? Nu ceva cu fațetă. Am înțeles. Se pigmentează fațetele pentru că știm cu toții, bem cafea, cola și așa mai departe. În principiu, ceramica este foarte stabilă în timp.
Însă dacă facem niște, dacă avem niște fațete din compozit, de exemplu, pentru că există și această variantă, să realizezi fațetele din ceramică, din porțelan, și ele sunt foarte estetice și rezistente și din punct de vedere coloristic, nu se pigmentează. Însă dacă dacă optăm pentru niște fațete din compozit, compozitul este un fel de plastic, să zic așa. Da? E un plastic adaptat pentru partea asta stomatologică, dar la bază este un plastic, oricât am crede că este altceva. Și acest compozit în timp este asemănător cu compozitul plombelor, tot așa, de culoarea dinților, însă el într-adevăr se pigmentează în timp. Adică știți că și plombele din când în când mai necesită să le refinisăm, să le adaptăm un pic, pentru că se pigmentează de la alimente, de la băuturi, de la cafea, de la toate celelalte, de la fumat. Și dacă sunt niște fațete din compozit, da, atunci ele nici nu sunt la fel de rezistente, nici nu sunt la fel de estetice și se și pigmentează în timp. De aceea o variantă mult mai bună ar fi să optăm pentru fațetele de porțelan. Într-adevăr, ca și cost, costul e un pic mai mare la fațetele de porțelan decât la cele de compozit, dar calitatea este net superioară și, sincer, merită investiția. Mulțumim frumos! Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim îndată în platou.